guvernare! Ia să se răspund, noi dacă nu avem rând, cum să stăm dacă rând nu există? Deci nicio speranță, degrabă suntem mulți din colegi. Dar protestăm. Dar cine ți-a dat răspunsul, poți să-mi-l arăți? Asta Consiliul și Primăria Căușeni, adică au făcut un demers la guvern. Ei nu pot rezolva problema și era ajutor. Și el ajutor guvernului, da? Da. Ai vreo speranță că guvernul o să te ajute? Dar n-ai nicio speranță, asta e așa, să treacă din timp. Rezolvă probleme cu probleme și așteptărilor! Așa timp de 30 de țări. Rezolvă probleme și așteptărilor! Adică 8 apartamente sunt date ilegal în Căușeni. Și nu se cercetează? Da, nu se cercetează. Mai știi ceva despre cauza ce e penală? Pentru mine nu sunt locuință. Eu am fost la Procuratura Anticorupție și mi-a spus să o deschid dosar penal. Și gata. Și gata. Dar pot trecut câte luni de atunci? Trebuie să pună cineva sub învinuire, nu? Dar câți ani, nu câte luni. De-am câți ani... când s-o deschis dosar penal, doar câteva luni. Da, înainte de Paște am scrisoare prezentată, mi-a pus dosar penal. Și asta nu te încălzește, că o să-i găsați pe cineva vinovat, o să-l bagi poate la pșicorie sau o să-l amendeze, dar nu-ți dă asta acasă. Dar nu mă încălzește asta, dar doar că locuința care a fost demolată, ilegal.